Dumnezeu, ne sfinte tare, sfinte mare de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeu, ne sfinte tare, sfinte mare de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeu, ne sfinte tare, sfinte mare de moarte, miluiește pe noi. Prea sfântă trăimă, sfinte Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele de nou astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Tata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-un vincioșia Ta. Auzi-mă într-o dreptatea Ta să nu-i tragi de cate probul Tău. Că nimeni nici ai vinui drept înaintea Ta. Răzmașul prigănește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcută m-a să locuiesc în întuneric ca morții din viacuri. Mânzit de Duhul meu în mine și inima încremenit înăuntru meu. Adus mi-au aminte de zilele cele de mult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele minilor Tale m-am gândit. Dinsa încă de Tine mâinile mele și sufletul meu ca un pământ este sășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să slăbi Duhul meu nu se întoarce fața Ta de la mine. Ca să nu mai se mântură și cobor în mormânt. Păi sau de dimineață mi-l atacul la tine mirădejdea. Arată-mi care pe care să merg către tine-am ridicat sufletul meu. Ca acum de vrăjmașii mei cu la tine, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă păvărțuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate de sărpește pe vrăjmașii mei. Și îi pierde pe cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un nume Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine într-un nume Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat, cel ce vine prin numele Domnului. Vrede sfetoarea de Dumnezeu, acum cu astfel de sărbători, noi păcătoși bisericii și să vedem cu pocăință strigând în adâncul sufletului. Stăpână, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcatelor. Întoarce pe rupii Tăi, deșesc că pe Tine singură nădejde Te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea născător de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale, noi nevrednici. Că de n-ai fi stat înainte rugându-Te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos? Nu ne vom depărta de la Tine, Stăpâne, că Tu izbăvești pe robii Tăi, pururea din toate nevoile. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-o Sfinț Te odihnești și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum a sosit vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător. Și te întoarce suflete către pocăință, care strunata care cu lacrimi striga, Doamne, iubește-mă! Răspântânescă gloare de Dumnezeu, Fecioară, întreptează lucrurile mâinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre. Când cântăm noi cântarea cea îngerească, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare.
moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, deci nu mă voi teme. Domnul este apărătorul vieții mele, deci nu mă voi fricoșa. Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfintește într-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să se numească pe Evrazii când spune voi plasmul meu numele tău. În mijlocul bisericii te voi lăuda și iarăși eu voi fi încrezător în el. Și iarăși iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să scurpe prin moartea sa pe cel care este stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor și sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea datorirea întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios, partierii încele către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Pace ție, cinstite, cititorule! Dumnezeu, aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să-l aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, de partea voilor, era o scăldătoare care se numea pe vrește viteza, având cinci pridoare. În aceștia zăceau mulțime multe de bolnav, ori vișchiopiu scat să aștept în mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cura la vreme în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, oriunde ce boală era cu tine. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sfântelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Al prea Sfântul nostru, Arhiepiscop Ioachim, pentru sănătate și pentru mântuirea lui Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru satul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință locuiesc între însele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna domnirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea păstitoare prime, cele mai prescuse de fire, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fie apa aceasta atât de muitoare sufletelor și trupurilor și zvârșoare toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se primite harul izbăvirii și binecuvântare Iordanului, pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne luminăm noi culminarea conștiinței prin treimea cea de o ființă, Domnului să ne rugăm. Pentru ca Domnul
Iisuse, arată de noi fiși moștenitorii împărăției sale, prin gustare și slăbirea cu apa aceasta Domnului să ne Doamne, miluiește! Prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții Său pomenim. Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Noi înșine și ne pe alții toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Slava cinstea și înțelepciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru cel mare, într-o sfat și minunate lucruri, făcăturile a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, Cel ce păzești așternutul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzești poruncile tale, Cel ce primește lacrime și le deveniți ale tuturor celor din nevoie, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu nălucire fricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată de mădurile trupului și zicând, iată de făcut sănătos de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși și poruncit să se sfere prin cuvânt, ai făcut să se sălășuiască lumina. Cel ce oprești valurile patrimilor celor potrivice și potolești marea acestor ani acestei vieți, și îmbrânzești pornecele de greu de purtat ale plăcerilor. Însuți iubitorul de oameni împărate, cel ce ne-a dat nouă să purtăm veșmântul luminat ca zăpada din apă și din duh. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și acum îmi trimite harul prea Sfântului care sfințește toate, Doamne, și sfințește acum și apa aceasta. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate, sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustare și slăbirea cu apa aceasta, trimite din nou binecuvântarea ta care spală întâlnesimea patrilor. Așa ne rugăm să cercetează neputința noastră, bunurește, mântuiește cu mila ta, bunurile noastre și ne sfântuiește, trupești. Pentru rugăciune prea bravi, vreau binecuvântat de Sfântului noastră, Născătoare Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstite de viață, rugătoare, cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor, netrupeștilor puteri. Pentru rugăciune cinstitului Părintele Prorocului, înainte mergătorului și bătezătorului Ioan, ale Sfinților Părinților, Părăudanților, Apostolilor, ale celor Sfinților Părinților noștri, Marta, Sfântul Elumișel, Arbastrii cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Oamnul de Aur, ale Sfinților Data Nașii, Chirici și Oamn și Milostrii, Patriarhii Alexandrei, ale Sfântului Nicolae, Patriarhul Constantinopolului, cu ale celor de Sfinților Părinților noștri, Nicolae, al Episcopul Mirelor Michei, Spui Domnul Arhimitul de Părător de Minuni, care nici Nicanul Iosif cel Nou Iorești și Sava, Antimigrianul Iosif, Mărturistorul Ghelanse și Leontie, ale Sfinților, Măriților, Marilor, Mucenici, Gheorghe, Purtătorul de Verință, Dimitrie, Izolătorul de Mir, Teodor, Filor, Teodor, Sardar, Ioan cel Nou, Serie și Ban, Ioan Valahu și Oprea, care prea cu Ioanse, Mar și Noanse, Paranscheva, ale Sfinților, Dreptilor, Dumnezeu, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, Tăi și Păzește, Doamne. Pe credincioșilor vii tăi, dându-le lor sănătate, sufletului și trupului, și împlinește toate cele de trebuință, orice acestea creștine, care slujește ție și fie într-o toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toată episcopia drept credincioșilor care drept învață cuvântul adevărului tău, și de tot ce nu preoțești și călugrește de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urăși și de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujește și stau de față. De cei ce pentru binecuvântate grijă nu s-au întâmplat aici și de cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Adu-ți aminte, Doamne, și de părinții și de frații noștri, care sunt în robie și supărări și miluiește pe dânsii, după mare mila ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă să înălțăm împreună și celui părinte și al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunul de viață, pe Domnului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Că Tu ești Sfințirea Sfântului și trupurilor noastre, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și poporul Tău și vreptea de pe părinții Săi. Tu ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează.
celor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cuvinte binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Darurilor tale, fă-ne pe noi vredni născătoare Dumnezeu Fecioară, trecând păcatele noastre și de întămăduire, celor ce cu credință primesc binecuvântarea ta prea curată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care e într-un cele înalte, locuiești pe cele smerite privești. Doamne, Cel ce binecuvântat casa lui Aban cu intrarea lui la cuvânt și casa lui Putifat, cu mine în casa lui Iosif, Cel ce binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea întâlnesa pivotului legii, în zilele lui venit tale, într-un Hristos, Dumnezeul nostru, ai dăruit mântuire casa lui Zaheu, însuși, Doamne, binecuvintează și această instituție, această școală, în care voi intra pruncii tăi, și cu frica ta întărește cei care vor fi întrânsa. Și păzește, Doamne, pe aceștia de cei îndepărtați, de cei îndepărtați, de cei potrivici. Doamne, trimitele lor, a ta binecuvântare înălțat Sfântului Torocaș. Ca Te este împărăția și puterea și slavă a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire este rugăciunea noastră a smeriților și nevrenților rogilor Tăi și trimite harul prea Sfântului Tău Duh peste îndelemul acesta și îl sfințește, Doamne, ca să fie spre sfințirea școlii acestea care s-a zidit, spre alungarea tuturor puterilor cerești, celor potrivnice și vântirilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintește și sfințești toate Dumnezeul nostru și Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Se binecuvintează școala aceasta, cu ungere cu acest unde lemn sfințit și stropire cu aceasta apă sfințită în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Miluință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Putem și domnul la fiecare, domnul părinte. Dar vă mulțumesc, dar vă mulțumesc. Domnul director de școală, primul. O timp, domnul părinte. Dar vă mulțumesc, poate îmi pot mai mult. Nu, 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 mai dau, mai încolo. Nu, dacă nu ești. Mă dorește ceva, mă doresc eu. Așa, pe sigur. Dați și domnul. Vreau o bancă. O bancă, după cum ești de cu noi. Mulțumim, domnul părinte. Mai tăi de aici, o din partea. Domnule, fac. Mă aduceți să facă. Mă lua părinte din la Binești. N-am luat eu zi, domnul primar, să-mi iei bucățică aici. Am învățat copiii școala până la 25 de ani. Da. Da. Am plecat la copiii până 25 de ani. Aici. Mai este la luna? Da. Stai. Aici vreau cu domnul Aurile. Să ai domnul Moise aici. Iar, 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 Thank you.
bine credincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Știu că mai avem un pic de vă mulțumim, dar să mai vorbim o leacă. Slavă ție, Dumnezeu nostru, Rege noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate Maice sale, cu rugăciune a cărei sfântă adormire o pomenim astăzi, cu rugăciunea Sfinților să-i se nemiluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și viitor de oameni, pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Stăpână, stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor omilor tăi și stăpește pe noi într-o toată nevoia și necazul. Toată nădejdea noastră pe tine o pune, Maica lui Dumnezeu. Păzește-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, lui Dumnezeu miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Domn primar, nu ne rămâne decât să vă felicităm pentru tot ceea ce ați făcut pentru această comunitate. Cred că la sentimentul meu sunt toți cei prezenți și nu numai. Ați început cu lucruri mici, dar în timp s-au făcut mai mari. Ați sfințit școli, biserici, mai urmează poate un spital. Sala de sport. Sala de sport urmează, abia așteptăm să facem un tenis. Dar încetul cu încetul, crucea care se vede acolo chiar cum intri în curba Ungurenului, știm cu toții, e semnul distinctiv al creștinătății, asta e un lucru foarte frumos, având în vedere că în zona aceasta ne mai dau ghionturi frații iehoviști, adventiști, deci e foarte bine pus acolo o cruce care să le trezească în sufletul fiecărui creștin. Exact pusă, părintele măsă, exact pusă lângă casa iehoviștilor. Acolo e cel mai bun loc. E prea frig să folosim prea multe cuvinte. Da. Într-un cuvânt, să spunem așa, vă urăm multă sănătate, prosperitate și dacă vă mai vin, eu știu, idei din astea geniale, să le puneți în aplicare și să ne bucurăm cu toții de ele. Dragă Părinte, baroh, dragi preoți din comuna Ungureni, stimate invitați domnului director Eugen Ungureanu, televiziunea Exclusiv TV, stimați profesori, copilași, colegii mei de muncă și pensionarii care aștept veteranii ăștia care au primit 50 de ani de căsătorie și mai mult, am și de 60 de ani, am văzut cam aici. Urmează să ligăm momentul ăsta cu câteva premieri. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați participat la evenimentul ăsta, care mi-am dorit să facem astăzi, legat de adunarea Maicii Domnului, de sărbătoarea de astăzi, care la ora 18 avem festivalul comunii, care îl ediția 10-a, care în fiecare an încercăm să-l facem cât mai frumos, cât mai spectaculos, să audă și lumea de peste alte comune, din chiar mai departe, diaspora și mai mult, deci în comuna Ungureni. Ce să vă spun? Domnilor profesori, noi ne-am făcut datoria de administrație, considerăm că cu acest local de cultură, școala, să întreține, împreună cu adică să-i sprijin copilul și să aibă grijă de ea, e ultramodernă, n-ați vizitat partea de corete de băi, de profesori, cine e pe acolo, nu trebuie intenționat și să dea Dumnezeu să ne încălzim și eu, cum a spus Părintele Paroș, la sfințirea inaugurarea altor obiective care le avem în plan
anul acesta. Într-adevăr, pentru copii, avem școala, sala de sport de 105-102 locuri cu tribună, care pe data de 10 noiembrie avem predarea primirea cu copii de la constructor la unitatea noastră. La fel, predăm vouă școlii și celor care sunt doritori să facă sport, și celor mai adulți, să nu mai scadă porticii, să nu mai scadă căscă mușchii, de ce nu? Nu se vedeți ziua pe Adrian Popa și fibra de fel. El e ultimul care trebuie la concert la ora 10. Da. Da. Dați-mi voi să continui momentul de astăzi cu cei șase domnii văzuri, dar nu știu să se citesc, să știe și presa despre lumea lor. Deci, domnul Buga Vișan, Filipov Costantin, Filipov Costantin, Păcaru Ion, Popa Ion și Popa Gheorghe, sunt aceste șase familii care anul acesta au primit sau au depășit vârsta de 50 de ani când sunt căsătoriți. Dumnezeu să-i țină sănătoși în viață și acești soți și soții care au primit aceste vechime și încă sunt sănătoși. Alții colegi. Sunt cetățeni. Ei au vetuit și merg în continuare capitala. Urmează să vă mulesc cu un premiu, dar nu înainte de a-i dialoga pe domnul director, premiul meu, cel care mi-a fost surprins la astăzi de frita alături de mine, de nici mă cunoște, am să-l găsesc la primul timp. Am găsit să-l ideal pe domnul Adrian. Domnul Eugen, două cuvinte, dacă nu te supești pe mine. Ca simțirile voastre, domnule primar, doamnelor și domnișoarelor, domnilor prezenți astăzi aici, consider că este un moment emoționant, mai ales având în vedere momentele care urmează, să-i sărbătorim pe cei care, iată, timp de atâția ani au conviețuit împreună și în credință de Dumnezeu, pentru că familia este foarte, foarte importantă. Eu sunt un familist convins, deși lumea noastră a artiștilor, a presei, din păcate nu se mai respectă întotdeauna această tradiție, și sunt prinși prin valul acesta al modernității și al lucrurilor care nu sunt bine cu seara. Nu o să vă țin de vorbă prea mult, îl felicit pe domnul primar și Consiliul Local pentru că au reușit să pună în practică proiecte deosebite. Iată, aici suntem la un obiectiv care îmi place foarte mult, e bine, foarte bine pus la punct. Dar mai ales îmi place starea de spirit de aici din Comuna Ungureni și vreau să vă spun că am hotărât ca astăzi, deși puteam să fiu și am prins echipele ale televiziunii noastre în tot județul Bacău, astăzi să fim împreună cu dumneavoastră, să ne bucurăm de această zi sfântă împreună și să fie totul așa cum domnul primar și echipa sa și-a prevăzut. Domnule primar, să nu mai ținem emoțiile celor sărbătorite astăzi și să o să vă rog părând pe fiecare să-i premia, să-i nominalizați. Să vă citesc din această pachetă care a putut o cadou cu ocazia anunții de aur. Căsătoria este un legământ sfânt, iubirea, o dăruire reciprocă și necondiționată. Căsnicia e copilul cuvântare dată de Dumnezeu. Să trăiți în continuare în înțelegere, îngăduință și multă dragoste. La mulți ani, pentru 50 de ani împreună. Pentru Buga Vișan și Buga Elena, 23 februarie 1957, v-ați căsătorit. Avem o cuvină urmată. Domnul Vișan, ăsta e cadoul meu, a instituției care o reprezintă, o iconiță de la părinții de parul de aici, și mai aveți și cadouri rece care le vedeți acasă la viață, da? Cu șampanie, să marcăm și noi momentul. La mulți ani, domnul Vișan, eu sunt consătealul meu. Mulți ani, să rămân la părinții. Nicu, și am uitat de aici acasă, studiezi. Cu mic atenție de la Consiliul Local, da? În bănuț, acolo se plătește factura, curent. Factura în curs. Plătește impozitul. Vin bani înapoi la primărie. Domnul Constantin, ce-i primul? Nu e. Copilul lui? Nu. Filipov Constantin. Primar, din unii se gata la sfârșit sau? Ridic la grijile curbi. Constantin, primul. Domnul Constantin.
nu mai citesc nici pe același cadou care l-am făcut și lui domnul Pisan. Mă mulțumesc, bucurie, la doamna e acasă? De acasă. Da, da. Felicitări, bucurie și sănătate, vă mulțumesc frumos pe care a domnul Casier să vă prezint pe plic, nu știu ce vă rog. Așa și se mezi, da. Vă duc cine e vidul? Tăbăcarul Ion, dar nu este Popa Ion, este... Tăbăcarul nu-i? Popa Ion? Popa Ion, am doi sunt paralizați. Hai, vine pe aici, pentru părinții tăi că sunt paralizați, asta e situația. Îi transmit din partea noastră ce am zis. Mulțumesc foarte mult și mult pe sănătate și ani buni, vă urăm. Păi aici, Popa Ion. Neagă este aici, Neagă. Eu Popa Brigadierul de la cea pe care îi lua mărmii de la fiente și îi punea la numele lui. Așa-i? Așa făcut? Nu s-a aude. Îi găsim pe la rivă. Și că da, la urmă, de la campionii, dar nu l-au pregătit. Mai glumiu. Domnul Popa, poftiți acest cadou. Mulți ani. Să trăim cu doamna. Domnul Iară, doamna. Și plicția mă de acasă. Am uitat. Cam... Programul nostru s-a cam încheiat, îl spunem încă o dată. Și vă invităm la concertul din centru. Acolo sunt mici, sucuri, bere, lăstim și la dispoziție. Etc. Și la ora 6, după avează, 18, avem deschiderea concertului, ediția zicea. Mulțumim din participare. Dacă cineva vine, face domnul director, mi-a ceva dispus, coordonatorul activității. Domnul director, ești domnul care e. Mulțumesc tuturor, lăsați că vorbim dumneavoastră. Da. Vini, mă zic, bă, nu sunt...